Bună, dragilor, și bine ați venit la rețeta video de astăzi! Una dintre prăjiturile mele preferate în copilărie, mai ales datorită formei în care este tăiată. Prăjitură semilună cu nuci. Ingredientele sunt puține și le cam avem pe toate prin frigider sau cămară. 4 gălbenușuri, 4 albușuri, 200 de grame de unt la temperatura camerei, 200 de grame de zahăr pudră, 200 de grame de făină, 100 de grame de nucă măcinată, coaja rasă de la o lămâie, o jumătate de linguriță cu extract de vanilie, un cup de unt, o lingură cu zahăr pudră și sare. Toate ingredientele folosite trebuie să fie la temperatura camerei. Începem prin a încălzi cuptorul. Ungem cu un cup de unt o tavă cu dimensiunile de 20 × 30 de centimetri, în care am pus hârtie de copt pentru a o putea scoate mai ușor. Punem untul moale într-un castron, adăugăm zahărul pudră și extractul de vanilie și batem bine, întâi la viteză mică, apoi o mărim treptat până când zahărul nu se mai simte. Puteți să folosiți și zahăr tos, dar atunci va trebui să mixați mai mult. Punem gălbenușurile, unul câte unul, și mixăm după fiecare adăugare. Îl punem pe următorul doar după ce cel pus anterior a fost încorporat complet. Trebuie să avem ca o cremă de unt și gălbenușuri aerată, pentru ca în final prăjitura să fie fragedă și pufoasă. Adăugăm coaja rasă de lămâie, punem făina întrosită și o cernem. Făina va acumula aer în ea și prăjitura va crește fără a fi nevoie să adăugăm praf de copt. Dacă nu folosiți lămâi bio, înainte de a le rade, doar coaja galbenă și nu și partea albă care este amară, spălați-le cu apă călduță și puțin bicarbonat de sodiu. Mixăm până la încorporarea completă. Lăsăm amestecul deoparte, punem albușurile într-un castron și cam un sfert de linguriță cu sare și le batem spumă până când nu mai cad de pe paletele telului. Castronul și paletele mixerului trebuie bine degresate înainte. Cu cât le batem mai bine, cu atât desertul va fi mai pufos. Începem, așa cum știți deja, întâi la viteză mică și o mărim treptat. Punem cam o spatulă din spuma de albușuri peste amestecul de unt, zahăr, ouă și făină și amestecăm bine. Scopul este să îl subțiem puțin, astfel încât atunci când punem albușurile să nu mai fie nevoie să amestecăm mult și astfel să scoatem aerul din spuma făcută. Adăugăm apoi ușor spuma de albușuri rămasă și amestecăm încet cu o spatulă, cu mișcări de jos în sus, ca și cum am întoarce compoziția până la încorporarea completă, ridicând astfel aluatul de pe fundul vasului, la fel ca la pandișpan. Păstrăm aerul acumulat în albușuri, care la coacere va acționa ca un agent de creștere. Amestecăm încet și doar până la omogenizare. Răsturnăm aluatul pentru prăjitură în tava pregătită, nivelăm ușor deasupra și presărăm nuca în strat uniform. Nucă pe care o puteți pune și tocată, nu neapărat măcinată, sau, în locul ei, semilunele sunt la fel de bune, cu alune, migdale, nucă de cocos sau fistic. Punem prăjitura cu nuci în cuptorul încălzit la 180 de grade pentru cam 35-40 de minute. În primele 20 de minute nu deschidem ușa cuptorului. Dacă vi se pare că nucile se ard, acoperiți-o în ultimile 10 minute cu o hârtie de copt. Când este rumenită și trece testul scobitorii, o scoatem din cuptor. Iar după ce s-a răcit complet, presărăm deasupra zahăr pudră. Apoi începem să decupăm semiluni cu ajutorul unui pahar sau al unei forme metalice pentru prăjituri. Prima bucată nu va fi o semilună. Dacă nu aveți o formă metalică rotundă, atunci alegeți un pahar cu marginea cât mai subțire. Tăiem dintr-o singură mișcare de sus până jos, lăsând pe lateral o margine mică. Rezistă 3-4 zile într-un loc răcoros și merge perfect lângă o cafea, o cană cu ceai sau un pahar cu lapte. Nu vă spun cât de bună și pufoasă este, căci mai bine o încercați și îmi spuneți voi dacă v-a plăcut. Aceasta este recomandarea mea pentru prăjitura semilună cu nuci. Poftă bună și spor la prăjiturit! Abia aștept să-mi spuneți dacă v-a plăcut, iar dacă aveți și alte idei, aș fi bucuroasă să mi le trimiteți. Nu uitați să vă abonați la canalul de YouTube pentru a vedea ce se mai întâmplă în bucătăria mea. Ne vedem pe Facebook cu rețeta zilei. Spor la bucătărit!